Bucuroși, bine v-am găsit sănătoși cu această ursoaică mică care îmi știe de frică. Dar de frică v-aș juca, dar Sfântul Vasilei în mâna mea. Celălăl! Vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Numai-n coate și-n genunche, numai-n coate și-n genunche. Celălăl! Și se apropie de sat, și se apropie de sat. La neveste cu bărbat, la femei de mărita. Celălăt, moș Gavrilă, jabă mare, scoală-te-n două în picioare, scoală-te-n două în picioare. Celălăt, să te vadă oricicare, să te vadă oricicare, oricicare, oricicine, că tu mă asculti pe mine. Celălăt, nu mai asculta tu zău, nu mai se teamă de Cearlău, dar se teamă de Cearlău. Celălăi, că Cearlău-i pironit, că Cearlău-i pironit. Dar pentru corpul tău gătit, pentru corpul tău gătit. Celălăi, și făcut un mor de-al meu, și făcut un mor de-al meu. Măsura pe capul tău, măsura pe capul tău. Celălăi, și când a murit moșneagul, și când a murit moșneagul, mie mi-a lăsat o iagu, mie mi-a lăsat o iagu. Celălăl, și cu el să cârmuiesc, și cu el să cârmuiesc. Păi întreg neamul ursăresc, celălăl, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. De când acasă n-a fost, de când acasă n-am fost. Celălăl, ce-acasă când am ajuns, ce-acasă când am ajuns. Am găsit la catul pus, am găsit la catul pus. Celălăl, lua-i la cătul cu mâna, lua-i la cătul cu mâna. Cu căciula, strigă-i-a cu căciula. Celălăl, intru-n casă plin de dor, intru-n casă plin de dor. Văd o mâță pe cuptor, văd o mâță pe cuptor. Nu știu-i mâță ori motan, nu știu-i mâță ori motan. Ori-i pui de cucuiețan, ori-i pui de cucuiețan. Dai pus dracii talpa-n sus, nu ți-e frică nici de mine, nici de dracul, nici de urs. Și se apropie de sat,
uitați-vă în spate, că aduc urs din șapte sate. Băi, pe ursoaica cea mai mare, băi, care am scos-o din vacale. Dimineața m-am trezit, urșii mie am pregătit, dar și le-am pus canapii în cap. Băi, o jucare să mai fac, că jucarea mea e multă, să trăiască cine ascultă, că jucarea mea e mare, scoală ursule în picioare. Dar mulțumim că ne-ați primit, ăștia surcii lui Carbi! Ce-a trecut anul, măi frate, păi dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici-șa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate, sănătate și un spor, la mulți ani la tuturor. Păi și-am zis verde trei arțări, la nu și la mulți ani! We'll be right back.
Avem o surpriză pentru dumneavoastră din ceata satului Cucuieț. Un coleg vrea să ceară în căsătorie o ursoaică. Cuvinte prea multe nu sunt de spus. Știi că te iubesc extrem și în această zi importantă aș vrea să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Vă urează sărbători fericite și la mulți ani! Și ardări de trei scaieți, bateți dobele, băieți! Dă drumul mai tare un pic, să mă audă toți. Da, încă o dată revin spunându-vă faptul că cred că sunt mai bine de 10 ani de când nu a fost așa multă lume cum este astăzi și se va dubla întrucât vin cu pași puternici Hădeagu, Seaca și Dofteana. Imediat vor intra ceata de la Larga, după ceata de la Cucuiesc, care acum se află alături de mine, intră mascații de la Cucuiesc, după aia ceata de la Larga. În scurte cuvinte vreau să vă spun că aceasta este ceata din satul Cucuiesc pe care o vedeți. Astăzi au fost prezenți la primăria din Comuna Parava, județul Bacău. Au fost invitați acolo. Pe data de 27 au fost prezenți la Consiliul Județean Bacău și în alte locuri unde au fost invitați. Nu numai dumnealor, ci toți. Toate cetele din Dofteana, cele 5 cete, au participat la Consiliul Județean, la Prefectură, la Primăria Comunei Letea, la Primăria Comunei Hemeiș, la Primăria Comunei Sânduleni, în Comuna Parava, care au fost astăzi, la Primăria Comunei din Județul Neamț, la Borlești și în multe locuri. Fiecare dintre dumnealor au încasat niște sume de bani. Nu pe măsura în care să-și achite toate cheltuielile pe care le-au făcut fiecare dintre cei care conduc cetele, dar a fost măcar suficient ca acești copilași să servească un sandwich și să bea o cafeluță. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care au organizat ceata de la Cucuieț, întrucât astăzi este un eveniment pe care îl regretăm. Titi Hanganu, care de fiecare dată a condus ceata din satul Cucuieț, care el a format-o și a pus-o pe picioare așa cum trebuie, din motive bine întemeiate pe care nu pot să vă le spun acum, dar majoritatea o știți. Titi astăzi nu se află lângă noi, dar anul viitor cu siguranță va fi aici lângă mine. Ceata a fost condusă de Florin Camară, care a organizat și pentru asta îi mulțumesc foarte, foarte mult. Din partea Unității Administrative Teritoriale primește un premiu în bani, un colac pentru continuitate. Așa? Și așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Poftim, Florin! Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut, ceea ce ați clădit. În primul rând vă felicit pentru echipament. Dacă ați observat, a umblat la ceea ce se numește echipamentul irozilor, toboșarilor și ursarilor. Cândva, când mă făceam și eu în urmă cu 40 de ani, era un ursar cu o perelină, cum erau vremurile atunci, urmată de o pălărie cu pene de păsări, de găină, de rață și așa mai departe. Astăzi am evoluat, ne-am transformat și arătăm așa.
dar pielea de urs rămâne așa cum a fost dintotdeauna, o blană frumoasă de urs. Vă doresc tuturor la mulți ani și vă rog frumos să nu plecați, pentru că urmează o surpriză în care nu o să-mi placă numai mie, ci o să vă placă inclusiv dumneavoastră. La mulți ani și nu uitați la noapte să veniți cu toții să asistăm la un frumos foc de artificii aici, să ne împăcăm cu toții, să bem un paharuț de șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani tuturor! Din pe această cale să-i mulțumesc domnului primar pentru tot ce a făcut pentru comuna noastră, pentru această comună foarte frumoasă, cam rare sunt pe Valea noastră a Bacăului. Pentru asta să strigăm de 3 ori: ura! Trăiască Ceata Cucuiețului! Ura! 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 Trăiască Ceata Cucuiețului! Ura! Ura! Trăiască domnul primar! We'll be right back.
cărar. Bună ziua, domn primar! Am venit să vă urăm datina să o păstrăm, pe domn primar să-l urăm și de toate să-i zicem, și de bune și de rele, să ia aminte de ele. Am pornit noi cu uratul pe la unul, pe la altul. Foaie verde, iasă mie, am ajuns și în primărie, unde avem un domn primar harnic și gospodar. Ziua întreagă cât de mare, el odihne nu mai are. Pentru toate îi mulțumim, gânduri bune îi dăruim. Mânați, mă! Cu dumneavoastră primar și vă spune mulțumit că nu ne-ați dezamăgit. Ce-ați promis s-a realizat în scurtul timp ce a urmat. Nu-i ușor să fii primar, harnic, bun și gospodar, cu oamenii să vorbiți, că-și cu ei în sat trăiți. Ia porniți din Bișplăcăi și sunați din Zurgălăi să se audă la hotar că avem cel mai fain primar, mă! Primar să fie, să-i dea Domnul sănătate, să poată facă de toate. Iar în anul care vine, să aveți parte doar de mine. Familiile să vă crească, copiii frumoși să crească, foaie verde să-și depește, urătura se gătește. De urat aș mai ura, dacă mă doare gura, că deja prin cărbătură vine miros de friptură, de friptură de vulcen și de vinul tuburel, de friptură și rachiu, pe picioare abia mă țin. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate, hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele. Anul nou, o bucurie, viața toată să vă fie, bani, mașină, fericire, sănătate și iubire. Nu-i de ajuns să le dorești, țipă, luptă, dă din coate, așa le obții pe toate. Gogonele, castraveți, ia mai îndemnați, băieți! Ceata de mascați cucuieți vă urează un an nou fericit!